Salutări! Sunt Paul de la Staicu Brothers și astăzi ne vom juca puțin Sunset Overdrive ca să vedem cum stă treaba. Desenul animat distopic Sunset Overdrive merge pe o simplă premiză. Orașul este sub carantina unei boli cauzate de către o băutură energizantă numită Overdrive. Oamenii devin mutanți, supraviețuitorii sunt puțin... știți voi, scenariul ăla. Există o poveste, dar nu m-am chinuit să o înțeleg, căci de altminteri Sunset Overdrive nu are o poveste cu care să te încânte în primul rând. Hey there. I'm looking for Ignatius. Să zicem că are un umor bazat pe meme-uri învechite de pe internet. Din păcate, suntem în anul 2015, deci hazul lui Sunset Overdrive s-ar putea să vă lase cu un gust amar. Asta dacă nu ați rămas încă la glume ca wow, match doge, such wow, top kick, capa și alte copilări al genului. This doesn't start the crane and I have to keep running around killing OD and looking for keys, I'll probably rage quit. Sweet. I didn't even have to check game facts. Yeah! Science, bitch! Vă zic o chestie. Un om pe nume Yahtzee, cred că știe toată lumea, zicea că Sunset Overdrive este ca un bunic care își trage o frizură punk, un tricou cu logo-ul unei formații de death metal, ce se duce în mijlocul unui concert de drum and bass și pretinde că e în ton cu moda tinerilor. Ai văzut o bară șmecheră și vrei să te dai pe ea? Bagă mare! Ai văzut o bară șmecheră, o hoardă de monștri, câteva mașini, stâlpi, blocuri, Sunset Overdrive te lasă să te miști cum îți vrea mușchi. Pentru un third-person action unde libertatea de mișcare este absolută, Sunset Overdrive te bagă direct în acțiune. Ba mai mult te îndeamnă să tot rămâi în acțiune până ți se învârte capul. Evident, armamentul făcut din bucății acolo, sistemul de upgrade-uri acolo, quest-urile mai mult sau mai puțin plictisitoare sunt și ele acolo. Ce nu are Sunset Overdrive este rejucabilitatea. Căci odată ce l-ai terminat, îți poți lua adio. Nah, typical quest stuff. Bad guys, bad trees, junkyard side quests. Enjoy that foot spa. Overcharge makes you better than you deserve to be. Ah, da, te poți juca online. Însă să-mi ziceți voi cum e, că eu nu am găsit pe nimeni care să pot juca. Sigur, Sunset Overdrive arată drăguț, colorat, frumos, însă nu sunt sigur dacă platforma Xbox One poate să scoată tot untul din engine-ul acestui joc. Fiind publicat de Microsoft Studios, mă aștept ca într-un an să-l văd și pe PC. Sper. Sunset Overdrive s-a vrut a fi jocul ăla nebunatic care ți-a aruncat totul pe ecran deodată, însă lumea colorată și plină de detalii nu se justifică când în mare parte a jocului stai degeaba și te plindă colo-colo ca nebunul. Nu e nici la fel de cretin ca Saints Row sau la fel de epic ca Infamous, e doar un chiveș drăguț, iar pentru asta eu îi voi acorda nota 80.